Petrica-l nostru nu mai e. Nu mai e bunul nostru prieten și coleg. Nu pot să cred că eu vorbesc despre Petrica Mâțu Stoian la trecut. Nu pot să cred. Nu pot să spun, a murit. Ultima filmare la care am participat împreună, eram toți trei. Mariana n-a putut să vină și am fost eu, Ienceanu și el, pe trei. Dar a fost o filmare normală, a fost, el s-a comportat așa cum se comporta de fiecare dată, nu avea vreo stare ciudată sau să, din care să înțelegi că peste două zile auzi că vorbești despre el la trecut. Deci nu dădea niciun semn, din potrivă, am glumit, am cântat, așa ne-am făcut momentul cum știam noi să-l facem. Înainte și cu o săptămână fusesem la o emisiune de divertisment, toți patru, de data asta a fost și Mariana cu noi. Și după aceea mi-a dat un mesaj în care îmi spunea că îi mulțumește bunului Dumnezeu că pentru tot, pentru faptul că ne-am cunoscut, că suntem colegi, că suntem prieteni adevărați și de nădejde și că se simte, atunci când e cu noi, se simte artist, se simte împlinit, se simte foarte bine. Că ăsta a fost penultimul mesaj și ultima de la penultima noastră filmare și ultima filmare a fost pe trei. Iar ți-l citesc exact cum sună el mesajul. Acum intru și îl citesc pentru că îl voi păstra, îți dai seama că îmi rămâne mesajul ăsta. Ultima fotografie pe care am făcut-o zice, îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot și îi mulțumesc că v-am pe voi prieteni sinceri, talentați și adevărați. Prieteni, așa, mă simt minunat în prezența voastră. Cu drag te pup, ne vedem pe trei și în loc de pa îmi trimite un bau, așa făcea el și cu glumele lui, bau, adică noapte bună, pa. Deci numai de când am auzit, sunt devastată. Am încercat să îl aducem la București. Se rezolvaseră tot traseul, da. Și când mă sună Doru și îmi spus să intre țarul, nu mai fă Steliana niciun demers că muri Petre. Deci în momentul ăla nu spun ce reacție am avut. Asta este. O să ne lipsească foarte mult din toate punctele de vedere și eu mă refer acum la grupul nostru de prieteni, cu toții din lumea artistică și toți românii, tuturor o să ne lipsească, dar noi când ne întâlneam și făceam momentele noastre, nu spun cum, cât de bine știa să anime momentul și pe fiecare în parte. Nu, chiar dacă eram obosiți de la filmări, stăteam zile întregi, ore în șir la filmări, când stăteai lângă el întotdeauna venea și zice, stai să stau lângă tine, că zice lumea că ne stă bine unul lângă altul, așa îmi spune toată lumea, că ție stă bine când stai lângă Steliana Timă și vin lângă tine. Și începea cu glumele lui și numai veselie. El unde era cu glumele și să știi că era iubit de toți colegii și era țărean ajutorul tuturor celor care îl solicitau și sprijinea tinerii și
avea, când îi plăcea ceva, spunea, când nu îi plăcea cineva, nu spunea, adică era omul care știa să spună lucrurile chiar dacă nu conveneau, dar le spunea într-o manieră frumoasă. Da, este este, ce să zic, nu știu ce să mai zic, nu știu, e greu și ne va lipsi și locul lui va fi gol acolo și probabil că energia lui eu vom simți eu mereu și de acolo de unde merge, poate că na. S-a plâns că are vreo afecțiune când ați văzut la filmări? Nu. Dar în timp ce urmăream și eu la televizor, am înțeles de un exces de anticoagulante, că atenționau populația să nu se facă exces de anticoagulante, că ar fi luat el. Nu știu despre lucrul ăsta, însă am făcut imediat conexiunea că la filmare joi m-a luat de mijloc. Mă ținea de mijloc așa cum stăm noi în platou. Și în momentul ăla s-a, știi cum zice, s-a electrocutat, s-a electrizat hainele, mâna lui cu hainele mele. Și îmi zice, fată, m-am electrocutat, fii atent ce m-am... Mai curentat rău, nu zici, mai curentat rău de tot. Zice, uite, îmi curge sânge de la deget. Ai vreun bol pe acolo să mă înțep? Nu, zic, cum să, eu nu-mi prind betele cu boldul. Și zice, păi uite, îmi curge sânge că m-am curentat cu tine. Zic, eu nu simți. Păi am simțit eu. Și am început să glumim. Am început să glumim și am dat-o pe din alea de ale noastre. Da, ei, cum să scurgă sânge din deget că te electrizezi atât de tare încât să scurgă sânge? Am văzut. Deci nu am văzut cum să scurgă, nu știu. Nu am dat importanță și nici am dat-o pe glume după aia. Ai văzut, zic, ce încărcată sânge. Da, zice, ești periculoasă. Glume de ale noastre, de ale noastre. Da, și îmi dau seama acum că probabil anticoagulantele, așa de, nu știu, de ce să fac poziții și nu știu ce să zic mai mare. Cert este că Petrica al nostru nu mai e, nu mai e bunul nostru prieten și coleg. Nu pot să cred că eu vorbesc despre Petrica Mâțu Stoian la trecut. Nu pot să cred. Nu pot să spun, a murit. Nu, incredibil. Este incredibil. Incredibil. Fii atent, când s-a pensionat, mă sună și zice, fii atent că m-am pensionat. Zic, o, bun venit în clubul pensionarilor. Bun venit. Și Eliana, m-am pensionat și vreau iubita mea colegă să mă duc să colind lumea. Vreau să am timp să mănânc pensia statului cât mai mulți ani. Vreau să colind lumea. Și am zis la ultima filmare joi, nu știu dacă mă apucai să zic, zic, ce facem? Că zic, uite, ne sună de la toate televiziunile să mergem la filmări, mi-e și frică să mă duc la toate, zic, să fii mai selectiv, zic, uite, te-a sunat de colo, de colo, zice, da, m-a sunat și mergem, zice, știi ceva? E ultima filmare la care eu particip. Gata, vreau să mă ocup de mine. Da, așa a zis. E ultima dată, te rog frumos, zice, nu, zice, încercați și voi să nu vă mai duceți în perioada asta. Eu, zice, vreau să mă mai ocup și de mine. Și uite tu cum s-a ocupat el de el. S-a dus la Reșița și uite în ce a intrat și cum a intrat și ce s-a întâmplat și nu mai zi nimic. E, și el era vaccinat. Avusese și COVID-ul, deci era după COVID, dar nu știu ce complicații au putut să... Nu știu ce... Nu mai înțeleg nimic și nu... Crede-mă că nu mai înțeleg nimic și... Nu mai zic. Aici ne aflăm acum. Ce pot să mai zici? Aici ne aflăm. Să-l odihnească în pace și în lumină.